Salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, la Tradem, Casa de Cultură, Traian Demetrescu, deci din Greva. Avem și un pian foarte frumos, am zis să începem așa în acorduri muzicale, pentru că urmează zilele Craiovei, niște zile foarte, foarte frumoase, unde vor veni artiști foarte, foarte mari și foarte importanți, așa cum vor veni și la Intensity, dar despre toate aceste lucruri vom vorbi cu invitata mea de azi, doamna Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Greaba. Să rămâneți și mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Bună ziua și bine v-am găsit, bine v-am găsit tuturor. Suntem aici la Casa de Cultură Traian Demetrescu, în compania Unicinean, fiindcă până la urmă este vorba și la zilele Municipiului Greaba de cultură, de artă, de muzică. Și una dintre instituțiile noastre din subordine este Casa de Cultură Traian Demetrescu, cea care a și organizat acum de curând Festivalul Zilele Mihai Viteazu, care a fost chiar weekendul trecut. Și atunci, mai ales că a fost acum de curând, peste o săptămână încet în zilele Craiovei, Casa de Cultură este alături de noi, este locul cel mai potrivit să povestim despre cea mai frumoasă sărbătoare a municipiului nostru. Perioada 1-7. 1-5. Este cea de-a 26-a ediție a zilei municipiului Craiova, cum este oficial numită în documente. A fost pe 1 iunie stabilită, pentru că atunci, pe 1 iunie 1475, Craiova a fost prima oară atestată documentară. Și din acest motiv am stabilit sărbătoarea orașului să fie legată de data din 1 iunie și ne aflăm în cea de-a 26-a ediție cu numeroase activități și evenimente care vor avea loc și vor fi pe toate posturile, pentru toate vârstele, de dimineața până seara, în mai multe zone ale municipiului. Știu că și-am văzut și înainte să începem acest interviu, că toate categoriile de artiști sunt reprezentați foarte, foarte bine și foarte frumos. Primăria Municipiului Greaba pun la dispoziția tuturor artiștilor extraordinari și aici, local din Greaba, și nu numai, să vină să se exprime. Da, și mai ales că noi ne dorim foarte mult să și promovăm artiștii noștri locali, tinerile talente, avem de fiecare dată, la fiecare ediție a zilelor Municipiului Greaba, de altfel, dorim să aducem în prim plan trupe locale, artiști, fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de artă, de expoziții, de concursuri pentru copii. Pintură, sculptură, proiecții de filme pentru copii și așa mai departe. Adică ne dorim foarte mult să scoatem în evidență tot ce are orașul mai frumos și, bineînțeles, multe activități cu artiști invitați din afară, care să ne bine dispună. Pentru care aflăm aici, nu pot să mă spun, pentru că am văzut la Tratem că va fi un festival de film, ceva, deci nu va fi unde vor fi invitați foarte mulți oameni care vor să fie în zona asta. Mi-e dragă această latură, pentru că și eu am făcut cursul de actorie foarte mulți ani în urmă și îmi place faptul că Casa de Cultură Traian Demetrescu, că ne aflăm aici și ne face o tabără, că asta e pentru mine. O tabără de film. Foarte tare. Foarte multe activități și proiectele pe care le implementează în ultimii ani Casa de Cultură. Laurențiu Tudor este managerul și cel care a dat viață ultimelor proiecte. Zilele Mihai Viteazu, tabăra de film, sunt multe expoziții, sunt evenimente, ei sunt prezenți la zilele Municipiului Craiova. Putem spune că vor avea un spectacol la Teatrul Național pe 4 iunie, umoristic, la care îi așteptăm pe toți să fie și invitațiile gratuite de la Agenția Teatrului în limita locurilor disponibile. Vor avea și proiecții de lasere, Îl salutăm pe Valentin Lăutaru și pe toți cei care numesc pe Ina și Valo Răviceanu ne spune excepțional, mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi, pentru comentarii în public sau privat. Trebuie să spun la apropo de la Laurențiu Tudor că mi-am adus aminte, de fapt. Școala de film la care am participat a fost colegul Laurențiu și salut pe această cale și primul scurtmetraj în care am jucat scenariul a fost scris de el. După care l-a urmat pe actorie, pe teatru și iată că astăzi mă bucur să văd că da, știam această dată la voi că da. Este scenariul, dar la
film în 2005, eram copii, eram mic și mă bucur să mi-aduc aminte de lucrurile astea. Apropo, trebuie să spun celor care ne urmăresc, am avut mai multe locații de a face, ne-am gândit la mai multe locații, am ales la demn și de asta mi-am adus aminte de lucrurile. Da, pentru că aici, în zona acestui idei, vor fi foarte multe activități în cadrul zilelor municipiului Craiova. De pe 1, practic, până pe 5, centrul vechi va fi plin de culoare, dacă putem spune și la scopul și la figurat. Dar cam tot timpul e plin de culoare. Cu culoare întotdeauna, dar în această perioadă, cu atât mai mult, de exemplu, în piața Fații Buzești, vom avea mai multe expoziții de pictură, realizate de unii dintre cei mai buni artiști din municipiul nostru. Sunt artiști și cunoscuți, și amatori, dar și cei care doar asta fac de dimineața până seara. Aș putea aminti că acum ne-am întâlnit cu doamna Elica Butucea. A fost invitată la sufragerie live pe Facebook. Doamna Elica Butucea a venit cu o expoziție extraordinară aici în centrul vechi, în piața Frații Buzești, doamna Paula Iacob și mulți alți artiști, Florin Măceșanu. Casa de Cultură are o expoziție cu Craiova de altă dată, fiindcă avem Craiova istorică, să nu uităm, Craiova este al doilea municipiu cu cel mai mare număr de clădiri istorice, clădiri monument istoric în țară. Este un lucru cu care ne mândrim și asta a observat absolut toți turiștii care ne-au vizitat în ultimii ani, mai ales perioada Târgului de Crăciun, că știți foarte bine că am ieșit pe locul 3 Târgul de Paște, care a fost pe locul 1 în clasamentele europene de specialitate. De ce? Pentru că în Europa nu se organizează așa multe târguri precum facem noi, adică să fie și partea tradițională, și evenimente, și parte de creație, cum am avut căsuțele acelea minunate și atunci, acesta a fost motivul pentru care am luat locul întâi. Și de asta revenim la Casa de Monument Istoric, suntem ca pe locul 2, Craiova de altă dată, expoziția pe care o vom putea revedea în centrul vechi. Centrul vechi înseamnă și strada Teodora Man, dacă să o luăm așa. Ne luăm la rând. Salutăm și pe Doina Regulez, mulțumim pentru bună ziua, pentru mesaje. Daniel a avut pe mult succes în emisiune, mulțumim foarte mult. Da, le luăm pe rând. Da, ca și cum am merge acum la pas în centrul vechi, ne imaginăm că suntem la pas și am ajunge pe strada Teodora Man, unde de săptămâna viitoare va exploda pur și simplu de culoare, de parfum, Expo Flora, o tradițională expoziție pe care o organizăm în timpul zilelor municipiului Craiova. Expo Flora are loc, așa cum știm, pe strada Teodora Man. Sunt foarte mulți comercianți care au răspuns invitației noastre din mai multe județe, aproape din toată țara și inclusiv sunt alături de noi și cei de la Facultatea de Horticultură care vor avea un colțișor al lui special amenajat pentru ziua municipiului Craiova. Rădița Rusu, bună seara, Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, apropo, da, Hristos a înălțat, asta e o mare, mare sărbătoare pentru noi creștini ortodoxi. Cosmin Șomucu spune felicitări pentru implicare și implicarea în organizarea evenimentelor. Foarte frumos, mulțumim pentru tuturor pentru mesaje. Într-adevăr, la pas prin Craiova e foarte frumos. Da, și în centru sunt clădiri reabilitate foarte, foarte bine și este ideea doamnei primar Ioruța Vasilescu. Care a reușit acest proiect în 2015 să finalizeze înainte să ne aducem aminte că în această zonă în care stăm, doi pași mai la dreapta noastră, era o zonă cu mașini, cu clădiri părăsite, căzute, foarte, foarte urâtă. Și iată că acum este una dintre cele mai frumoase zone dedicate turiștilor, dedicate pietonilor, una dintre cele mai frumoase zone de evenimente din țară și nu spune doamne, o spun toți cei care vin în Craiova și sunt și turiști străini. Mergând mai departe către centru, de sări de la Expo Flora, o să dăm peste evenimentele din piața Mihai Viteazul, dar și peste unul dintre târgurile de handmade de cadrul zilelor, ce va avea loc pe Calea Unirii de la Filarmonică până la Dojana. În fiecare seară, zona de evenimente, așa cum ne-am obișnuit, este piața Mihai Viteazul. S-a dovedit în ultimii ani că piața este din ce în ce mai mică pentru numărul mare de oameni care și participă la evenimente și ne bucură și încercăm să aducem cât mai multe evenimente frumoase. De pe 1 până pe 5, seara de 1 va fi dedicată copiilor, ca de altfel toată ziua. Ziua internațională? Ziua Craiovei și ziua internațională a copilului. De fapt, toată ziua de 1 de dimineața până seara.
și anul trecut, Antena 3 CNN, directorul de programe de acolo, Adimusul a fost aici, a fost multe activități vor fi, va fi un autobuz în care copiii se vor întâlni, un autobuz personalizat în care copiii se vor întâlni cu anumite personalități din istorie, de știință, bineînțeles interpretate de actori, și care le vor explica copiilor diverse experimente, diverse teorii, diverse... Putem numi creava științifică. Creava științifică. Este zona de creava științifică și creava artistică. Deci avem și știință, și artă, și cultură, și... Și avem și multă mișcare la elevă. De ce? Pentru că în Parcul Romanescu, de zilele Craiove, pe 1 iunie, dimineața, începe cu o vizită la sere, în Parcul Romanescu, este ziua porților deschise, acolo unde, din nou, cei de la Teatrul Colibri vor fi prezenți, că ei nu sunt mulți, dar știu să fie prezenți peste tot, vor fi prezenți cu diverse surprize, cu ateliere, dar și cu un spectacol. La sere, dar și la zoofeterie, acolo în zona grădinii zoologice din Parcul Romanescu. Și se va învăța și, sigur, cei mici vor putea învăța cât de important e să protejăm mediul, natura. Asta e foarte. Craiova este un oraș foarte verde și mă bucur. Este foarte verde. Protejați apele, păturile, păstrați apele curate, păstrați mediul curat. Eu țin foarte mult la lucrurile astea și Craiova este unul din orașele care pune accent pe a respira un aer curat. Avem foarte multe zone verzi. Avem foarte multe zone verzi și asta și, bineînțeles, pentru că doamna primar s-a preocupat foarte mult să crească spațiul, suprafața zonelor verzi și să îmbunătățească, să frumuseseze de fiecare dată. Suntem pe locul 2 în țară la spații verzi pe cap de locuitor, conform statisticilor oficiale. Și avem Parcul Romanescu, anul acesta împlinește 120 de ani, avem grădina botanică și multe alte frumuseți naturale, dar și îngrijite foarte frumos, cu multă dedicație și profesionalism de cei de la Murea de PFL. Așa este, da. Și e un proiect de suflet al doamnei primar, dar aici trebuie să o amintești pe doamna viceprimar, Rela, fiind că ați amintit de Rela de PFL. Am făcut foarte multe emisiuni doamna Rela Filip, în care vorbeam despre importanța acestor zone verzi și astăzi... Da, și importanța, dacă vorbim de zonă verde, ecosistem, vorbim și de colectare selectivă și de activitățile dedicate copiilor. Avem o ecoparadă, ne întoarcem la 1 iunie, dedicată copiilor, o parada costumelor realizate de copii din grădinițe și școli din Craiova. Este un proiect realizat de Iritex în parteneriat cu primăria. Așadar, vom avea această paradă, avem costume foarte frumoase, cu tot felul de materiale reciclabile. Toți copiii au depus și prin joacă se învață cel mai bine. Se învață cel mai bine și cum să colectezi selectiv. Acestea sunt câteva dintre activitățile de pe 1 iunie. Seara se va încheia foarte frumos, începând cu ora 18, unde așteptăm pe toți copiii în piața Mehemitajul, acolo unde vor fi spectacole pe scenă mare. Spectacole aduse de ansamblu folclorii Maria Tănase are un spectacol de teatru pentru copii. Foarte frumos, la ora 18, joi, 1 iunie. Poveștile copilăriei aduse în prim plan de Teatrul Colibri, de Geo Dinescu și echipa sa. Vor fi multe surprize acolo în piața Mihai Viteazu, dedicată copiilor. Și seara se va încheia cu frumoasa din Pădurea Adormită, pusă în scenă de opera română Craiova. Tot un spectacol dedicat copiilor. Deci, practic, toată ziua, de dimineața până seara, sunt foarte multe activități la Colibri, în Parcul Romanescu, în Centrul Vechi, pe Strana de la Teatru, în piața Mihai Viteazul, doar pentru copii. Bineînțeles, și pentru toți și la părinți. Și cel de opera română, Antonio Zanfir, manager opera română Craiova, de care am organizat un interviu pe 24 aprilie. Și, apropo de foarte, foarte implicat în zona asta de intensity, pentru că o să urmeze și intensity, dar până la intensity urmează 2 luni, o să luăm zile de așa, pe 5, da. Pe 2 iunie. Pe 2 iunie activitățile continuă, avem anumite activități care se desfășoară practic permanent, să le spunem, în această perioadă, de pe 1 până pe 5. De dimineața până seara, avem o expoziție de mașini retro, tot pe strada Icuza. Strada Icuza va fi închisă traficului de mașini și va fi dedicată pe pietonilor. Avem salonul la auto realizat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Dolj. O
Îl salutăm și pe domnul Gabriel Văduț, de asemenea a fost invitat în sufragerie în mai multe ori, în mai multe emisiuni. Domnul Gabriel Văduț, un om foarte implicat în ceea ce înseamnă comunitate și asta mă bucură foarte mult. Vali Copul ne spune, Hristos a învățat, adevărat s-a învățat, Doamne ajută. Da, și tot pe Icuza, toată perioada aceasta, dedicii culinare, un festin culinar, dacă putem să spunem, în strada Icuza, în zona pieței Mihai Viteazul, până aproape de primărie, va fi un festival de truck-uri, un street food, food truck festival, numai bunătăți de toate gusturile, în fiecare an. Și vineri, printre altele, ne întoarcem în parcul Nicolae Românescu, la mișcare, de direcția de sport. După ce mâncăm? După ce mâncăm. Sau înainte, ca să avem mai multă povestea după aceea, mergem în parcul Românescu, unde și de la direcția de sport au o zi a copiilor continuare, dar dedicată mișcării în toate categoriile de vârstă și pentru tine, Cătălină. Toată lumea, sigur, putea să arătăm doar copiii și pentru copiii mai mari. Adică nu e o problemă să... Seara, în piața Mihai Viteazul, concertele încep la ora 11:30, un regal folcloric, dar nu este doar folcloric, este un proiect inedit, adus de ansamblu folcloric Maria Tunase și de managerul său, Niculina Stoican. Un proiect în care va îmbina de această dată, nici noi nu știm foarte multe, totul secret, doar așa anumite bucățele din bucătăria lor. Doamna Niculina Stoican, care este o mare artistă în zona de folclor și nu mai vine mereu cu surprize. Asta cu da, surpriza de anul acesta, dacă anul trecut a venit cu Horia Princiu, anul acesta va duce pe o mare artistă a muzicii lirice românești, Ina Balanț. Este o persoană, o prezență feminină deosebită. Deosebită. Da, și împreună cu mari noștri interpreți, cu vedetele ansamblului Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Mariana Răscu Căpetănescu, vor realiza un spectacol surpriză, inedit, vineri, 2 iunie 1830, în piața Mihai Viteazul. Seara va continua cu programul pregătit de Filarmonica Oltenia. Are două momente speciale, extraordinar de frumoase. Analia Seriș, care revine pe eva de această dată în aer liber, în piața Mihai Viteazul. Argentinianca noastră din România. Da, argentinianca noastră din România. Un concert de tabul simfonic împreună cu orchestra și se va încheia seara spectaculos pe ritmul de jazz, Cico Jazz, o bandă, o trupă din Germania care vine special la zilele Craiovei, un program pregătit de Filarmonica Oltenia. Iată că toate instituțiile de cultură sunt, ele oricum sunt permanent active, dar acum sunt la foc, automat, foc continuu. Toate instituțiile ne ajută de fiecare dată, pregătesc surprize speciale pentru toate evenimentele orașului și nu doar instituțiile noastre din subordine, dar toate instituțiile din Craiova. Că vorbim de Consiliul Județean, că vorbim de Direcția de Sport, că vorbim de Palatul Copiilor, de Sectoratul Școlar, Dolce, că vorbim de Teatrul Național. Și revenind la instituțiile de subordine a Consiliului Județean, muzeele sunt cele alături de noi și Centrul pentru Promovarea Tradițiilor este alături de noi și de această dată. Și dacă să facem așa o opinie apropo de expozițiile permanente din cadrul sărbătorii noastre de anul acesta, trebuie neapărat să mergeți la Muzeul de Artă, la Centrul Constantin Brâncuș, între 1 și 5 iulie, va fi o expoziție extraordinară. Prima oară în Craiova și din ce am înțeles pentru prima oară vin în țară foarte mulți artiști internaționali de artă digitală. Este un nou domeniu relativ nou de artă digitală. Este o expoziție omaj Constantin Brâncuș, o expoziție dedicată lui Brâncuș. Este un tânăr care a venit cu această idee să facă o expoziție de artă digitală în festival, pentru prima oară oricum în Craiova și am înțeles că și din România. Deci o premieră aici la Craiova, artă digitală, asta apropo că se tot vorbește de digitalizare, asta e vorba. Da, sunt foarte multe lucrări realizate pe calculator de artiști internaționali care doar asta fac și sunt recunoscuți la nivel mondial. Și au lucrat acum special pe tema dedicată lui Constantin Brâncuș. Și cu această ocazie a fost un open call în toată lumea, în lumea lor digitală, de care au fost cei mai mulți, au fost peste 800 de aplicări în perioada open
Capitolului. Astfel s-au auzit de Craiova, de cetățile Craiovei, de Centrul Brâncuș și de Muzeul de Arte, bineînțeles de Brâncuș și marele nostru. Foarte frumos, oricum acolo este super la Centrul Constantin Brâncuș în general și acum, din ce am auzit, va fi și mai frumos. Aurel Vădova ne spune, minunată doamnă, mă bucur tare mult că vă cunosc. Foarte, foarte frumos. Să mergem mai departe, când ajungem la 5. Da, avem, dacă la 5 ne mai avem un pic destul de mult, ca să spun așa. Am zis că mergem repede, dar uite, sunt foarte multe evenimente și e bine să știe lumea să afle de fiecare. De ce? Pentru că un eveniment, unul dintre proiectele inedite din acest an, este Craiova Air Show. Avem un show spectaculos la aeroport, demonstrații de zbor cu avioane, cu informații de 1, de 2, de 3 sau de 4. Vor fi demonstrații de parașutism, sunt un spectacol extraordinar de frumos, show-ul aviatic, sâmbătă 3 iunie, intrarea este gratuită, are loc de la ora 11 până la ora 18, este foarte important să sperăm că ne ajută cu vremea și ține cu noi și nu va ploua. Dacă este soare, toată lumea trebuie să știe să vină cu umbreluză, cu pălărie, cu ochelari de soare. Acolo vom avea și o zonă de food and drink, unde se va putea mânca și se va putea servi o înlocuritoare, o apă sau un suc sau orice. Și este un spectacol la care s-a lucrat de mult împreună cu Consiliul Județean, cu instituția prefectului, cu Aeroclubul României, cu Centrul de Inovare, Cercetare și Încercări în Zbor, inclusiv Ministerul Apărării a răspuns solicitării noastre și prin statul major al forțelor aeriene au răspuns și vor veni și vor fi și prezenți la acest show cu, atât cu aeronave pentru zbor, dar și cu aeronave pentru expoziția statică. Foarte frumos! Nu vor fi doar demonstrații în aer, adică vom sta cu ochii pe cer, dar vom avea ce vedea și la sol. Sunt peste 50 de aeronave în expoziția statică. Wow! Peste 50 de aeronave astea? 50 de aeronave, o expoziție statică și cu cele care sunt în zbor. Deci va fi chiar o expoziție extraordinar de frumoasă. Important este să ne ajute vremea, să nu plouă. Da, dacă plouă să îmbătă, noi avem pregătit totul să facem duminică pe 4. Așa deci, că... dacă cumva... Da, da. Întotdeauna aveți... Avem un backup. Un backup. Dinu Ionel Angelica ne spune, fericitări, mulțumim foarte mult, de asemenea, Consiliul Local în cadrul primăriei municipiului Craiova. Am fost invitat, o salut cu drag pe Dinu Ionel Angelica. Să mergem mai departe. Sâmbătă, ajunsăm la ziua de sâmbătă, dacă dimineața mergem la aeroport, intrarea se va face fie ajungând acolo cu autobuzele RAT, care numărul 9 ajunge acolo de la poarta, da, la poarta parcului industrial high-tech, de acolo vor fi oamenii conduși către zona de eveniment, sau cei care preferă să vină cu mașina personală, parcarea de la fabrica de avioane, trebuie să ajungă cu mașina la fabrica de avioane, acolo va fi amenajată special pentru eveniment și de acolo vor fi toți preluați cu autobuzele puse la dispoziție de RAT Craiova pentru a ajunge în zona de eveniment. Deci, în niciun caz nu se va intra în zona de eveniment prin, așa cum știm, când mergem la aeroport și mergem să plecăm să zburăm în altă parte a lumii. Ziua de sâmbătă are în continuare numeroase activități și surprize. Ajungem seara, ca să mergem așa un pic mai repede la spectacole de seară, care încep la ora 19, atunci când promovăm trupele locale, cum spuneam, noi întâi tot vor cânta, vor urca pe scenă la ora 19, sâmbătă. Și avem pe Mario Fresh, Feli, avem alături de noi partidul Kiss FM, pentru prima oară vin în Craiova cu un show de-al lor de DJ. Se mută cu totul de la București la Craiova. Bineînțeles că artiștii mari vor fi și duminică prezenți. Avem pe Irina Rimes, avem pe Glass XXL, avem pe Connector, avem o altă trupă locală, Mesha. Iată, cum spuneam, nici trupele sau artiștii locali nu sunt, nu sunt lăsați deoparte, din contră, sunt promovați și sunt chemați în față pentru că așa se pot crea contacte. Totodată, agenții economici cred că sunt foarte fericiți în
momentul în care Craiova este plină și în momentul în care și eu am informații că vin oameni nu doar din România, din foarte multe țări, să vin aici în Craiova. Da, noi suntem aici și în zona transfrontalieră și este foarte ușor, vin foarte mulți deja în afara perioadelor de evenimente. Vin din zona transfrontalieră din Bulgaria, din Serbia, vin să viziteze, să viziteze orașul, cu atât mai mult în perioada de evenimente. Da, foarte frumos, iată că ajungem ușor, ușor și așa, pentru că este prima dată când sunteți invitată mea aici, pe Facebook, și de fiecare dată țin să îi întreb pe cei care i-am invitat și anumite chestiuni care țin de persoane respective. Sunteți ascultătoare de cuvânt, dar eu v-am cunoscut foarte mult timp în urmă ca jurnalist și o jurnalistă foarte, foarte bună și aș vrea să vă întreb cum a fost trecerea asta de la jurnalist la ascultător de cuvânt în cadrul primei. Cum e de partea cealaltă? Este provocator, dar la fel de interesant. Jurnalismul este o meserie căreia trebuie să-i dedici, nu mai timp de altceva. Trebuie să, dacă vrei să faci ceva într-adevăr, trebuie să te dedici sub și suflet. De dimineață până seara, nu contează că e sâmbătă, că e sărbătoare, trebuie să fii acolo pe baricadă. Este provocator, dar trecerea nu a fost așa complicată, dificilă, fiindcă și în zona tot de comunicare și evenimente, unde sunt eu acum, tot așa, trebuie să fii prezent, nu contează că este sâmbătă, duminică, toate evenimentele noastre de arte se desfășoară în weekend sau de sărbători, că vorbim de Revelion, că vorbim de Crăciun, noi trebuie să fim prezenți acolo, noi trebuie să răspundem la orice oră la solicitările presei și atunci se aseamănă foarte mult. Diferă poate unghiul de abordare și cum spui mai departe informația, dar te ajută că ai fost jurnalist înainte ca să o preziți corect și să fie pe înțelesul tuturor. Așa este. Și comunicarea este foarte, foarte importantă. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să facem și acest interviu online, pentru că, într-adevăr, comunicarea este importantă și primaria municipiului Craiova este deschisă la dialog. Întotdeauna și cu presa și în zona de online și un lucru foarte bun asta. Viorica Dumitru, vă urmărim, bravo! Am ajuns la final. Înainte vreau să rememore și eu 2012, câteva luni, vreo 3 luni, am avut ocazia să lucrez cu soțul dumneavoastră, mai ales pe care vreau să-l salut și m-a bucur foarte mult pentru că a fost o bucurie și o onoare pentru mine și cred că pentru fiecare tânăr jurnalist care a lucrat și a lucrat cu Marius Turnea, știe că aici învățat de la Marius Turnea, care de asemenea astăzi și el se află într-o poziție tot în zona de zona culturală și face lucruri foarte bune acolo. Felicitări și salut pe această cale. Mulțumesc mult de tot pentru interviu. E o onoare pentru mine să ne revedem după ceva ani și să facem. Eu cred că asta trebuie să facem noi, trebuie să facă fiecare Craiova. Pentru că, până la urmă, Craiova nu este despre primăria Craiova, nu este despre artiști, e despre noi toți cetățenii. Toate evenimentele sunt dedicate până la urmă comunității. Lumea să aibă, fiindcă toți avem probleme, toți avem serviciu, toți suntem obosiți după zi de lucru, dar atunci când, tocmai, când ești foarte obosit, ai nevoie de o gură de aer, ai nevoie de puțină culoare de asta, ai nevoie de un respiro. Și atunci, de asta, se întâmplă să avem cele mai frumoase parcuri, să te duci și acolo să te relaxezi, să faci mișcare, da, ai nevoie de evenimente de calitate, ca să ai de unde să-ți alegi și... Și eu sunt bucuros atunci când vă întreabă foarte mulți prieteni din alte orașe sau chiar din străinătate, ce se întâmplă, acum vreau să venim, vrem să vedem cum e și de foarte multe ori trebuie să spun lucrul ăsta, pane, pare, nu găsesc locul la hotel. Da, este... Deja, e o întrebă, zic că sunt... Nu mai, deja, n-au mai fost la târgul de Crăciun, la târgul de Paște, a fost foarte complicat cu locurile de cazare. Toată vara avem multe evenimente, începem cu Intensity, care este cel mai mare eveniment al Craiovei, pus în practică de operă, dar sunt foarte multe evenimente sportive. Care știți că este una dintre cele mai frumoase arene din țară, este certificată de Federația Internațională. Avem multe evenimente, campionate naționale și internaționale la stadionul de atletism și multe, foarte multe, practic ocupă de fiecare dată locurile de cazare.
nu sunt multe, din păcate, în Elva, să sperăm că mai apar pe parcurs, dar statisticile nu spun, de exemplu, corect situația, fiindcă direcția de statistică ne dă situația din hotelul, în cele oficiale. Sunt foarte multe apartamente sau Airbnb care nu sunt trecute în statisticile oficiale și acelea sunt plini. Sau cei care apelează la prieteni, de exemplu. Sau care apelează la prieteni, da. Și știm asta că e nevoie de locuri de cazare cât mai mult. Da. Vă mulțumesc foarte mult. În încheiere sunt două lucruri la care țin foarte mult. Unul, să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine și atât de prieteni noștri live pe Facebook. Și doi, care are mesajul dumneavoastră, Marina Andrache, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Greaba, pentru cei care ne trebuie, vă rog. Foarte bine ai acest dar de a face omul să se simtă bine. Este, chiar dacă suntem aici, am venit într-un teritoriu neutru, să spunem. Acasă de cultură Traian de Petrescu și mulțumim Laurențiu pentru găzduire. Important e toată lumea să rețină că săptămâna viitoare încep cu zilele noastre, ale orașului. Sunt foarte multe surprize pregătite din timp. De absolut toate instituțiile au colaborat și copiii și părinți și directori și angajați. Sunt multe instituții care depun toate eforturile ca acest eveniment să iasă frumos de joi până luni. O este o muncă foarte mare care s-a început, care a început cu multe luni înainte. Mulțumim tuturor partenerilor, sunt foarte mulți. Mulțumim presei pentru că ne promovează și ne este alături și să ne rugăm să fie vremea frumoasă, să vină toată lumea să beneficieze de activități. Doamne, să vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în toate activitățile frumoase pe care le aveți. Este într-adevăr o bucurie și o mândrie să spui că ești craiovean și că ești din Craiova și asta o spun cu tot sufletul. Chiar cred în lucrul ăsta pentru că în ultimii ani observ că foarte mulți oameni vin la Craiova cu mare, mare drag și cred că e important să promovăm fiecare dintre noi acest oraș frumos, mai ales că, avem ce promova. Avem. Adică dacă nu am avea ceva, dacă avem ce promova, vor fi și mai multe. Și vor fi și mai multe. Vă mulțumesc foarte mult. Am început în acordul muzical, în tine și acordul muzical, pentru că vor fi niște zile spectaculoase aici la Craiova. 1-5 iunie va fi un weekend spectaculos și numai weekend începe de joi. Weekend începe la Craiova de joi. Până luni. De joi până luni. Da? Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook de la Tradel, Casa de Cultură Traian Dumitrescu. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.